din păcate. Am avut un mic accident, să spunem așa, un mic, mare, adică pagubă e mai mare decât sperietura care am tras-o. Dat peste o căprioare la o ieșire dintr-o localitate. Deci n-aveam nici viteză, cred că aveam viteză, cred că era daună totală mașina, că era dita mai căprioara. M-am speriat un pic, n-am avut cum să o evit, pentru că a venit în ultimul moment. Erai cu cel mic în mașină. Da, eram cu cel mic în mașină, el era în spate, avea cetura, deci întotdeauna. Doar că n-a fost speriat atâta de impactul care, pentru că el n-a știut ce s-a întâmplat, cât de faptul când i-am spus că am lovit o căprioară. Și m-a terorizat până acasă, deci mai aveam vreo 50-60 de kilometri, să ne întoarcem să luăm căprioara să ducem la doctor. Și asta a fost șocul lui. La cât se ridică paguba? Undeva între 2500-3000 de euro. A fost ceva. Destul de costisitoare căprioara aia. Asta este. Bine că nu s-a întâmplat mai grav să fie, adică să pățim noi, că tabla se repară, mașina se repară. Vă pregătiți de ziua celui mic. O petrecere mare. O petrecere fastoasă. Cam fiecare an, da. Am creat o pensiune în Timișoara. Ce să spun, am ajuns undeva la 100 de persoane, să spun, cu tot cu copii. Am creat o pensiune cu tot cu piscină, cu teren de fotbal, cu toate cele să mulțumim toți copiii. Când va avea loc evenimentul? În 21 iulie. Vinerea, pentru că sâmbăta mami cântă. La cât se ridică ca și costuri o astfel de aniversare? Păi zilele lui de naștere undeva la 3.500 m-au ajuns cam în fiecare an. Anul ăsta n-am să mai fac pe eleganță. Am spus să vină toată lumea îmbrăcați lejer, fără ținută obligatorie, fără un dress code mic. Să fie ceva lejer, să se simtă toată lumea bine, suntem la un grătar, la piscină. El e foarte fericit, mi invită jumate de oraș, care cum ne întâlnim. Vino ziua mea, vino ziua mea, vino ziua mea. El invită pe toată lumea.